Arestată pentru că ar fi încălcat restricțiile COVID-19, Sara, o tânără de 33 de ani, este dusă de Wayne, un ofițer de poliție în activitate în afara Londrei, unde trăiește coșmarul vieții ei, dar și ultimile ei clipe de viață. Întrebarea este dacă acest polițist a premeditat toată această acțiune. Haideți să aflăm. Sara, în vârstă de 33 de ani, era cunoscută ca fiind o persoană foarte veselă și plină de viață. Prietenii ei au spus despre ea că era foarte săritoare și ar fi ajutat pe oricine care îi cerea ajutorul. Locuia în sudul Londrei și abia fusese promovată la locul de muncă. Era foarte fericită și părea că lucrurile merg într-o direcție foarte bună în viața ei, iar nimic nu anunța ce urma să se întâmple. În seara de 3 martie 2021, după ce Sara merge în vizită la o prietenă, în jurul orei 9 seara merge spre casă și ar fi trebuit să ajungă în aproximativ 50 de minute. Doar că nu a mai ajuns niciodată acasă. Poliția metropolitană din Londra a tras un semnal de alarmă despre dispariția tinerei pe 6 martie, după ce Sara Everard nu a mai luat legătura cu familia și prietenii ei. Cu ajutorul camerelor CCTV, poliția reușește să-și îndrepte atenția către un suspect relativ rapid. Ca o mică paranteză, în Anglia sunt foarte, foarte multe camere CCTV la care poliția are acces în momentul în care se întâmplă ceva și atunci le este mult mai ușor să găsească un infractor sau un criminal. Un lucru care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie peste tot în lumea asta, nu numai în țările mari. Revenind la suspect, era un polițist care era în activitate și fusese văzut în preajma Sarei înainte ca aceasta să dispară. După ce poliția a reușit să-l identifice pe polițist, aceștia au făcut o vizită unde l-au interogat, el negând la început că ar cunoaște o anume Sara sau că ar fi văzut acea fată în momentul când i s-a arătat o poză cu Sara. Dar cel mai bine cred că ar fi să vedeți și voi videoclipul cu interogarea acestuia. To talk to you about Sarah went missing. Sarah went missing on Wednesday. The inquiry has been conducted so far over the next single. So, do you like to know where Sarah is? Yeah. Do you have anything about that? I know that she went missing up in London somewhere, about a week ago or so, just from what I've got on the news. You're the person you know? No, not personally. Any instructions? No, why would I have it's very difficult because I can't go into a lot of the evidence that, well, that's not what an urgent interview is. Okay? This interview is just about trying to find her. Sure. She's been missing for a while now. I'm sat in handcuffs and asking me what I know of. So you must have something to say that I know. Well, like I said, for the rest of the mission, we believe. I am in financial and I've been lent on by something like a bank, whatever. And they told me that I'm going to get myself into it. So, happened, and
thing came through that they've been on my family, taking them away, you know, use them instead. At that point, I had an option. Remains kind of all the place to take. Well, that is all I know. There was a white wing fan. It had remaining effect on the van. White, like Mercedes with slug fan. There's a transporter, a blue. În noaptea în care Sara a dispărut, ea și-a sunat iubitul și a vorbit pentru 15 minute cu el la telefon, în timp ce se îndrepta către casă. După ce a închis apelul telefonic, evident și-a continuat drumul, până când la un moment dat este oprită pe stradă de un ofițer de poliție care încearcă să o convingă și din păcate reușește că ea a încălcat anumite restricții COVID-19 din acea perioadă. După o lungă discuție de convingere cu polițistul, Sara se lasă convinsă că a greșit și este plasată în mașina polițistului, care, atenție, era o mașină închiriată. Bun, acum poate vă întrebați de ce a intrat într-o mașină privată. În Anglia sunt foarte multe mașini de poliție care sunt neinscripționate. De aceea a fost atât de ușor să o convingă pe Sara să intre în mașină. Polițistul o conduce în afara Londrei pe Sara și așa începe noaptea de coșmar pentru ea. Sara este violată și strânsă de gât până își dă ultima suflare. A doua zi dimineață, Wayne merge și își cumpără o cafea, din nou este văzut pe o cameră CCTV dintr-un magazin, își cumpără o cafea și ceva dulce, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat cu câteva ore înainte. O oră mai târziu scapă și de telefonul Sarei, pe care îl aruncă într-un râu, însă mai târziu în investigație s-au găsit și părți din acest telefon în mașina lui. Pe 5 martie, la 2 zile de când Sara dispăruse, el este văzut din nou pe o cameră CCTV, cum a cumpărat un bidon de petrol și un meniu de la un fast food, apoi îndreptându-se către zona în care lăsase trupul neînsuflețit al Sarei. Wayne folosește benzina pentru a scăpa de dovezi și arde tot ce ar fi putut să-l incrimineze, inclusiv pe Sara. Trupul Sarei se afla în apropierea unei proprietăți pe care Wayne o deținea. După 2 zile, Wayne își aduce și familia la acea proprietate. Se pare că Wayne planificase această crimă cu ceva timp înainte, pentru că el cumpărase de la un magazin online adeziv, cătușe, dar și folie de plastic. Detectivii au reușit să pună cap la cap toate informațiile pe care le aveau și merg acasă la Wayne, unde îl interoghează și îl arestează. După cum ați văzut și voi mai devreme în videoclipul pe care vi l-am arătat, Wayne la început neagă că ar fi cunoscut-o. Pe 8 iunie 2021, el a pledat vinovat pentru răpire și viol, ca mai apoi, pe 9 iunie, pledând vinovat și pentru omor. Încă nu vine să cred că toate aceste lucruri sunt făcute de către un polițist care trebuia să fie acolo să ajute, nu să omoare. După această crimă au fost nenumărate proteste în Anglia și vă dați seama că și credibilitatea poliției în fața poporului a scăzut drastic. Cred că am mai spus asta, dar mie personal îmi pare rău că nu există pedeapsa capitală, pentru că în unele cazuri cred că ar trebui folosită. Mă gândesc că poate așa criminalii sau cei care devin criminali ar fi puțin mai speriați de ce s-ar putea întâmpla cu ei. Cum a fost în cazul lui Rămaru, care implora să fie lăsat în viață, să fie, pentru că închisoarea pe viață, bun, ești închis, ești privat de libertate, e adevărat, este un lucru destul de rău ca pedeapsă, însă te gândești, păi, mâncare ai? Ai unde dormi și până la urmă toate aceste favoruri sunt făcute tot de noi care plătim taxe. Chiar aș vrea să știu și părerea voastră despre pedeapsa capitală. Ce credeți voi? Ar fi trebuit să rămână pentru anumite cazuri, evident. Atât am avut pentru voi astăzi și dacă v-a plăcut, vă rog să nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vă plac acest tip de videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Eu sunt Sever, iar până data viitoare, vă salut!